Se poate, da? Bună ziua, stimați cetățeni! Eu sunt Maria Pancu, președintele PAS Seniori. În primul rând vreau să mulțumesc oamenilor buni și curajoși, seniorilor PAS. Le mulțumesc din suflet tuturor seniorilor pentru noștri energici, care zi de zi, de dimineață până în seară, au muncit umăr la umăr pentru o cauză comună. De 4 ani, echipa seniorilor face o muncă minunată. În mod special, în ultimele 2 luni, seniorii noștri împreună cu ceilalți membri PAS au cutreierat satele Moldovei de la nord la sud. Ei au discutat cu cetățenii și le-au inspirat speranța în ziua de mâine. Seniorii împreună cu membrii PAS nu doar au împărțit pliante și ziare, aceștia au lăsat un mesaj clar și plin de încrederea că mai e un pas până reușim să construim o țară mai bună și puternică, condusă de un președinte demn și responsabil față de cetățenii săi. Noi, seniorii PAS, ne-am făcut alegerea 4 ani în urmă, atunci când am ales să acționăm contra corupției și să luptăm pentru un viitor mai bun, susținând-o pe doamna Maia Sandu, pe care în ziua de luni vrem să o vedem în calitate de președinte a Republicii Moldova. Ea este cea care va face tot pentru a ne scăpa de greutățile și sărăcia în care suntem. Ea va învinge oligarhii și corupția. Și tot ea este acea persoană onorabilă care în sfârșit ne va reprezenta statul cu demnitate la nivel internațional. Noi vă susținem în toate, doamna, stimată doamnă Maia Sandu. Am fost alături în acești ani, în toți acești ani. Vă suntem și vom fi alături în lupta grea care o va fi pentru eliberarea țării de hoți și de mincinoși. Am fost noi, pensionarii din echipa PAS, îndemnăm toți pensionarii din Republica Moldova să ne susțină și să aleagă un președinte onest și integru cum este doamna Sandu. Votați Maia Sandu pentru că, în sfârșit, cetățenii acestei țări să câștige. Vă mulțumesc frumos! Stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați reprezentanți ai mass media, eu sunt Alexandru Vornicu, primarul comunei Stăuceni. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu un mesaj adresat în primul rând colegilor mei primari. Stimați aleși locali, eu vă încurajez să nu vă lăsați intimidați, să ieșim masiv la vot alături de cetățenii localităților pe care avem onoarea să le reprezentăm și să alegem un președinte onest și integru. Vreau să vă asigur că președintele Maia Sandu va susține toți primarii din Republica Moldova, indiferent de coloratură politică. Că va avea capacitatea să atragă investiții europene pentru satele Republicii Moldova și nu va mai admite ca primarii să fie persecutați și intimidați pe motive politice. Alegerile din 15 noiembrie sunt extrem de importante pentru viitorul acestei țări. De aceea vă încurajez, stimați cetățeni, să ieșim la vot, să votăm pentru bunăstare și justiție, să votăm pentru un președinte care ne va reprezenta cu demnitate atât pe plan intern cât și extern. Să votăm Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova. Mulțumesc! Bună ziua! Eu sunt Eugeniu Sinchevici, vicepreședinte organizației Tineret PAS IUV. Dragi tineri, eu am vrut să vă aduc un mare mulțumesc. Am vrut să mulțumesc stafful organizației de tineret care au depus un efort masiv pentru organizarea acestei campanii. Am vrut să mulțumesc voluntarilor care se trezeau zilnic la ora 6-5 dimineața să meargă de la Briceni la Cahul pentru a transmite mesajul propus de prosperitate de la Maia Sandu și pentru a spune despre minciunile pe care le transmite Igor Dodon. Am vrut să mulțumesc celor peste 120.000 de tineri care au ieșit la vot în primul tur. Мы потрясающее поколение. Мы уже сейчас меняем историю и меняем мир. Мы, имея образование в лучших университетах мира, имея идеи для бизнеса, имея амбицию и энергию, мы вместе реальная сила. Мы сделаем из Молдовы процветающее государство.
И начнем мы 15 ноября. 15 ноября мы уволим президента, который назвал нас и наших родителей параллельным электоратом. Мы уволим того, кто отдыхает на Мальдивах, пока страна беднеет. Мы уволим того, кто поднял пенсию нашим бабушкам и дедушкам на 19 лей, пока сам получает зарплаты в кульке. Вместо этого мы выберем президента, который будет нас представлять. Мы выберем человека, который знает, что нужно молодым людям. Мы выберем президента, который будет делать реформы и бороться с коррупцией дома, но также представлять нас с гордостью на международной арене. Мы выберем Майю Санду. Драйштинер, ебиня нойся в отем печин с предыдущей ноембре. Дар не пока тяну есть и суфичен. Игорь Додон ва адуче миде уамень платить саботеза. Ca să contracarăm această acțiune și ca să câștigăm în mod definitiv, va trebui să ridicăm telefonul. Va trebui să sunăm bunicii, părinții, rudele și să le spunem că noi am fost alungați din țară din cauza la așa hoț ca Dodon. Și că dacă țara nu se va schimba, Moldova va rămâne singură. Și noi ne vom revedea mult mai rar. Deci ce trebuie să facem pe 15 noiembrie ca să ne asigurăm că Dodon nu ne fură votul? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că noi am votat. În al doilea rând, trebuie să ridicăm telefonul, să ne uităm în lista de contacte și să sunăm toți prietenii și toate rudele și să le spunem să iasă la vot. Și în al treilea rând, trebuie să fim atenți la fraude și dacă auzim ceva sau vedem ceva, este important să raportăm acest lucru și să facem public. Victoria, dragi tineri, e aproape. Bună ziua, mă numesc Vladimir Bolea, sunt președintele organizației teritoriale PAS pe municipiul Chișinău. În primul rând aș vrea să-mi felicit și să le mulțumesc colegilor mei care cu sutele au muncit toate aceste zile în tot municipiul cu abnegație, cu dăruire de sine, cu foarte mult profesionalism pentru a făuri victoria de duminică. Vă mulțumesc frumos și sunt extrem de mândru că sunt o parte a acestei echipe. În continuare aș vrea să vorbesc în calitate de fiu, tată și cetățean a acestei țări. Oameni buni! Alegerile de duminică nu sunt numai despre alegerea unei persoane în cea mai înaltă funcție a statului Republica Moldova. Alegerile de duminică sunt despre satele noastre pustiite și gârbovite de sărăcie și bătrânețe. Sunt despre mesele pustii la care stau numai părinții noștri de sărbători și care așteaptă felicitări de la copiii lor prin Skype. Sunt despre diaspora Republicii Moldova și despre cei peste 120.000 de tineri care au plecat din Moldova în ultimii 4 ani. Și desigur, sunt despre cei 7.000 de copii care nu s-au născut în Republica Moldova anul trecut. Mulțumesc, cetățeni! Moldova se află la o mare răscruce. Se află într-o stare de asediu și război. Un război dus între cetățenii Republicii Moldova, cei mulți, săraci, mințiți și furați în fiecare zi, și politicienii corupți. Duminică, noi avem șansa să ieșim, să începem procesul de eliberare a Republicii Moldova. Noi, să știți că avem de partea noastră adevărul și noi cu siguranță vom învinge. Nu mai avem ce ceda și nici ce pierde. Pentru că am rămas ultimii și din acest considerent noi toți trebuie să strângem rândurile și să ieșim la vot pe data de 15 noiembrie, duminică. Noi cetățenii Republicii Moldova vrem să schimbăm tot. Din acest considerent trebuie să ieșim toți. Și țineți minte, votând duminică Maia Sandu președinte, votăm pentru salvarea Republicii Moldova. Vă mulțumesc frumos! Dragi concetățeni din diaspora, dragi prieteni, în primul rând, în numele Maiei Sandu și a întregii noastre echipe, un mare mulțumesc pentru sacrificiul, abnegația și dragostea de țară de care ați dat dovadă pe 1 noiembrie. Știți foarte bine că unora le e frică de votul dumneavoastră. Ei v-au numit electorat paralel, v-au reproșat că n-ați revenit în primăvară, în timpul pandemiei, la părinți și copii și fac viața dumneavoastră din ce în ce mai grea și a părinților și copiilor care au rămas acasă. Tocmai de aceasta este foarte important să vă mobilizați în număr extrem de mare, să luați un vecin, un prieten, să convingeți o rudă care poate nu a participat în primul tur, să meargă pe 15 noiembrie și să voteze pentru viitorul acestei țări. Din ce mai depopulate
din ce în ce mai sărace. Dar grație devotamentului dumneavoastră, această țară are o șansă. Și vrem pe această cale să vă oferim asigurări că nu va exista niciun impediment ca dumneavoastră să votați pe 15 noiembrie. Oriunde v-ați afla, în Irlanda, în Marea Britanie, în Germania, în Italia, în Rusia, nu există impedimente. Atât ambasadele Republicii Moldova, cât și echipa PAS, în frunte cu Galina Sajin, cât și întreaga echipă, a avut grijă să obțină asigurări de la partenerii noștri din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, că dreptul cetățenilor de a vota este sfânt și acest drept va fi asigurat. De aceea, mergeți în număr mare să votați, pentru că de votul dumneavoastră depinde viața aici acasă. Și știm foarte bine că mulți dintre dumneavoastră își doresc să revină acasă, pentru că nu este nimic mai chinuitor decât dorul de casă, dorul de vatră părintească, de copii, de părinți, de ulicioara natală. De aceea, votul dumneavoastră este crucial. Nimeni nu poate încerca să fraudeze aceste alegeri aici în țară cât puteți dumneavoastră să votați. De aceea, votul dumneavoastră și a fiecărui om bun, atât din țară cât și din diaspora, este crucial. Уважаемые сограждане, где бы вы ни находились, ваши чаяния, будь вы в Санкт-Петербурге, в Москве, в Казани, либо в Лондоне, Париже, Сиэтле, в Риме, в Милане, ваши чаяния, ваше желание увидеть эту страну процветающей одинаково, ваше желание вернуться, ваша поддержка, те деньги, которые вы посылаете родственникам, они имеют равную цену. Так же, как и ваше искреннее желание помочь этой стране. Поэтому, где бы вы ни находились, важно прийти проголосовать за честных и искренних людей, которые точно так же, как и вы, хотят, чтобы в стране было правосудие, чтобы здравоохранение работало, чтобы честные люди могли зарабатывать себе на хлеб, и чтобы их коррумпированные политики не выдворяли из страны, не заставляли уезжать от своих родственников и близких. Поэтому, где бы вы ни находились, выйдите 15 ноября и проголосуйте за честного, искреннего, профессионального лидера, за Майю Санду. Спасибо вам большое и всем удачи! Domnul președinte, stimați reprezentanți ai mass media, dragi prieteni, sunt Veronica Roșca și sunt membru PAS, ce aici mă onorează și mă face mândră de această echipă extraordinară. În această campanie au încercat și au vrut a ne diviza în români, moldoveni, ruși, ucraineni, găgăuși, bulgari, au vrut a ne diviza în tineri, vârstnici, au vrut a ne diviza în femei și bătrâni. Însă au uitat un singur lucru, că noi toți suntem oameni ai locului. Noi toți suntem oameni care își iubesc această țară mai mult decât își pot ei imagina, mai mult decât pot ei să vândă acest petic de pământ. De aceea, în numele echipei PAS, vreau să mă adresez tuturor locuitorilor Republicii Moldova, indiferent că sunt de la sud sau la nord, sunt din centru sau din estul sau din vestul Republicii Moldova. Absolut pentru toți, acolo unde noi am știut să stăm ferm și demn, am știut să creăm echipe din voluntari, am știut să contracărăm toate minciunile și batjocurile la care s-au dedat ei. Indiferent că este la Criva, Naslavcea sau respectiv la Giurgiuleș și Palanca, în toate regiunile Republicii Moldova locuiesc oameni buni care au știut să stea ferm și respectiv să dea o notă de normalitate în această campanie. Vreau să mulțumesc în mod deosebit echipele din nordul Republicii Moldova, cărora le-a fost foarte și foarte greu în această campanie, deoarece mai există încă în 2020 localități din Republica Moldova unde este un pericol să-ți expui opinia politică, să-ți expui viziunea de țară, acolo unde anumite autorități știu să se dedea la intimidări și repercursiuni. De aceea, vreau să mulțumesc absolut tuturor care nu au cedat, care au știut să dea o notă de normalitate și totodată să iasă în față și să mândrească că reprezintă toți oamenii buni din această țară. Iar noi,
în numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, vom face un pas mai departe. Viața continuă și după 15 noiembrie, iar viața după 15 noiembrie va fi o viață a normalității, a simplității, a modestiei și a valorilor bunului simț. Totodată, vreau să mulțumesc în mod deosebit, doamnă președinte, mamei dumneavoastră, fiindcă v-a permis să vă implicați în politică, care deseori nu este asociată cu activitatea a unor femei. Însă dumneavoastră, implicându-vă în activitatea politică acestei țări, ați dat o speranță tuturor femeilor și fetelor din această țară că politica poate avea o altă culoare, politica poate fi normală, politica poate fi o activitate frumoasă. De aceea, în cadrul Partidului Acțiuni Solidaritate, întreaga organizație de femei a știut și a vrut să se implice și a mers mai departe și v-a urmat. Dumneavoastră ați fost cea care ați inspirat inspirați toate fetele și femeile din țara aceasta, că da, locul femeii este acolo unde vor ele să fie, inclusiv în calitate de președinte acestei țări. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze această țară. Mulțumesc! Stimați colegi, oameni buni acestei țări, suntem la finalul campaniei. Eu, alături de toată echipa PAS, alături de reprezentanții altor partide, partide care respectă legea și respectă cetățenii, noi am avut o deosebită plăcere să facem această campanie. Să discutăm cu oamenii, de la poartă la poartă, prin sate, orașe. A fost o plăcere, într-adevăr, să vedem oameni buni, oameni care au nevoie de comunicare și de venirea noastră către ei, de discuții cu politicienii, cu oamenii corecți ai acestei țări. Vreau să transmit câteva mesaje targetate către unele grupuri de cetățeni. Mă adresez domnilor polițiști. Eu știu, noi toți știm sub ce presiune vă aflați dumneavoastră. Noi comunicăm cu voi. Noi ne întâlnim cu voi. Eu vreau să vă transmit că înțelegem la ce presiuni, metode vechi, deja depășite, marca Plahotniuc încearcă să le aplice Voicu și toată camarila lui Dodon. Și noi totodată știm că voi înțelegeți foarte bine de partea cui trebuie să fiți și o să fiți, sunt sigur. Mă adresez lucrătorilor din Poșta Moldovei. Noi știm că ei vă impun să mergeți pe la bătrânii noștri și să-i transmiteți un mesaj părtinitor, mincinos, din partea lui Dodon. Și noi știm că voi, mare majoritate, nu o să faceți lucrul ăsta. Pentru că respectați bătrânii. Pentru că bătrânii sunt și părinții voștri și părinții noștri. Mă adresez către funcționari, către aleșii locali. Iarăși, pe unii v-au impus să semnați, pe unii v-au impus să ieșiți azi la așa numitele proteste. Nu putem să le spunem proteste, că a fost, de fapt, un eșec total. La toți cei pe care am enumărat eu, noi toți vă spunem că pe 15 seara o să fiți liberi. Liberi de această dictatură, de această umilință care vine din partea lui Igor Dodon. Mergem organizați și disciplinați la vot. Cei din diasporă, respectăm toate regulile, ne luăm părinții, rudele și mergem și dăm țării noastre un nou președinte. Un președinte adevărat care să ne reprezinte cu demnitate și cu care să începem a curăți toată mizeria care a fost clădită, inclusiv cu concursul lui Igor Dodon. Mergem la vot, votăm Maia Sandu. Dragi cetățeni, pe 15 noiembrie este ziua oamenilor buni ai Moldovei. Este ziua tuturor oamenilor Republicii Moldova. În ziua alegerilor, toată puterea este în mâinile oamenilor. De aceea vă spun că duminică este ziua dumneavoastră. Noi suntem un popor de oameni buni. Oameni cu valori păstrate din strămoși, oameni cu demnitate, oameni cu credință, oameni a căror răbdare a fost pusă la încercare de prea multe ori. Atunci când oamenii se unesc,
atunci când oamenii buni se unesc, când își iau destinul în propriile mâini, atunci lucrurile se schimbă. Această unitate este ceea ce îmi doresc și mă angajez să prețuiesc această unitate și să o construiesc mai departe. Unitate construită în jurul valorilor noastre, unitate construită în jurul tradițiilor noastre, unitate în jurul obiectivului nostru comun. O Moldovă mai bună pentru fiecare. O țară în care oamenii privesc cu încredere ziua de mâine. Trăiesc în bucurie alături de familiile lor și îmbătrânesc cu demnitate. O Moldovă de care să ne mândrim cu toții. Împreună avem puterea să facem acest lucru. În acest efort, nimeni nu trebuie să stea deoparte și nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Primul pas decisiv sunt alegerile de duminică. Vă îndemn pe toți, toți oamenii Moldovei, să mergeți la vot duminică. Să ne luăm în mâini propriul destin, destinul țării noastre și să facem schimbarea mult dorită. Mă adresez oamenilor care în primul tur l-au votat pe Renato Usatului. Dumneavoastră ați ieșit la alegeri pentru că v-ați săturat de nedreptate, de hoție, de sărăcie. Vă îndemn să faceți asta și în turul 2. Să votați pentru schimbare, pentru unificarea societății în jurul obiectivului comun, lupta cu hoții și cu sărăcia. Mă adresez oamenilor care l-au votat pe Andrei Năstase. Am mers împreună, cot la cot, împotriva regimului Plahotniuc-Dodon. Împreună am reușit să-l alungăm pe Plahotniuc de la putere. Împreună trebuie să-l alungăm pe Dodon de la putere. Doar împreună. Mă adresez către toți cei care împărtășesc dezideratul unirii. Dodon a încercat să vă transforme în vinovați, în dușmani ai Republicii Moldova. El minte, ca întotdeauna. Cei care distrug țara noastră cu adevărat sunt hoții ca el. Ei ne fură viitorul. Împreună trebuie să-i oprim și să construim bunăstare și libertate la noi acasă. Mă adresez către oamenii care au votat Partidul Șor sau pentru socialiști. Dodon vă minte, el v-a promis să lupte cu hoții și să vă scape de sărăcie, dar a făcut invers. Voi meritați un președinte care nu vă minte, un președinte care să lucreze pentru voi. Și noi ne dorim același lucru. Ne dorim ca toți oamenii să poată să muncească cinstit la ei acasă și să trăiască bine. Acum vreau să mă adresez în special oamenilor care s-au săturat de politică și se depărtează de procesul electoral. Vă înțeleg, în multe feluri aveți dreptate. Într-adevăr, politica, modul în care aceasta este făcută, poate fi dezgustătoare. Practicile murdare ale unor politicieni care rămân nepedepsite, corupția care îmbogățește pe cei puțini și în detrimentul celor mulți, toate acestea și multe altele pot fi dezgustătoare. Însă tot prin politică, toate acestea se pot schimba și se vor schimba. Ca să existe, corupția are nevoie de complicitatea statului. Dacă statul nu mai oferă protecție hoților, atunci corupția dispare, de la cele mai înalte niveluri. Prin votul dumneavoastră de duminică, vom alege ca statul să nu mai apere hoții, ci să lucreze pentru oameni. Mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun că voi lupta cu toate armele împotriva corupției și a hoției. De aceea vă cer votul, pentru că am nevoie de un mandat puternic. Am nevoie de puterea voastră, de puterea tuturor oamenilor buni, pentru a câștiga această luptă. Împreună, duminică, pe 15 noiembrie, corupția va fi înlocuită de transparență. Cumătrismul va fi înlocuit de competență. Minciunile și manipularea vor fi înlocuite de adevăr. În acest context, îi atenționez pe toți cei care încearcă să fraudeze aceste alegeri că nu vom permite acest lucru.
Pavel Voicu, Zinaida Greceanu-i, Maxim Lebedinski, toți deputații care îl slujesc pe Igor Dodon și alți angajați la stat, să nu credeți că puteți frauda aceste alegeri fără consecințe, nu doar pentru țară, ci și pentru voi personal. Cunoașteți foarte bine, din exemple mai vechi, dar și din istorii recente, că cei care fraudează alegerile nu au niciun viitor. Plahotniuc este fugar și a fugit abandonându-i pe toți cei care l-au protejat. Igor Dodon va face la fel, iar voi veți rămâne responsabili pentru fraudele la care ați participat de dragul lui Igor Dodon. Cetățenii Republicii Moldova știu ce vor. Ei s-au săturat de Dodon, de minciunile și ura lui. Era Plahotniuc, Dodon s-a terminat. Duminică, oamenii vor spune clar ce vor. Și această dorință este sfântă. Nu riscați cu propriul viitor pentru un hoț. Respectați voința cetățenilor. Hoțiile, cumătrismul, minciunile n-au făcut decât să dezbine. Ani la rând au împărțit oamenii în tabere. Duminică, dezbinarea va deveni trecut. Cu puterea tuturor oamenilor buni, vom construi o societate unită, pentru că lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice decât cele care ne dezbină. În unitate avem puterea de a face din Moldova țara visurilor noastre, țara în care oamenii săi trăiesc bine, țara de care să fim mândri, țara care să fie respectată de toată lumea. Știu că împărtășiți speranța mea pentru schimbările din țara noastră. Am vorbit cu foarte mulți dintre dumneavoastră în aceste luni. Am vorbit cu tineri care doresc ca Moldova să devină o țară a oportunităților. Am vorbit cu fermieri și cu oameni de la sate care își doresc să poată să muncească cinstit și să câștige bine. Am vorbit cu pensionari, cu mamele și tații noștri, care speră și merită să trăiască cu demnitate și să se bucure de fiecare clipă. Am vorbit cu diaspora noastră, cu frații și surorile noastre, care își iubesc țara și care vor să o vadă prosperă. Am vorbit cu voi toți și știu că avem o viziune comună. Vătei campanii я встречалась и разговаривала со многими русскоговорящими гражданами нашей страны. Они сказали мне: «Госпожа Санду, мы не верим той лжи, которую говорят о вас. Мы знаем, что они боятся вас. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы дали мне сил не обращать внимания на гнусную ложь и фейки, которые распространяли обо мне в последнее время. Я хочу поблагодарить вас за то большое доверие, которое вы мне оказываете. Ваше доверие сделает меня еще более ответственным президентом. Noi, toți oamenii buni din Moldova, am demonstrat împreună că minciunile nu ne distrug, că noi suntem mai puternici. Am demonstrat că bunătatea învinge răul. Am demonstrat că societatea noastră poate da dovadă de solidaritate și unitate. Mai e un singur pas de făcut. Să votăm duminică. Vă îndemn să mergeți la vot. Vă îndemn să credeți în capacitatea noastră de a schimba lucrurile spre bine. Duminică, 15 noiembrie, este un nou început pentru noi toți. Este un nou început pentru Republica Moldova. Duminică, ieșim la vot și votăm schimbarea spre bine. Vă mulțumesc! Я купаюсь, чтобы